Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Studioului Politic. Sunt Anca Suciu. Încercăm să ne lămurim astăzi dacă e posibil ca Partidul Național Liberal să își schimbe mandatul de negociere, pentru că Nicolae Ciuc a recunoscut că, în afară de un guvern minoritar, adică PNL-UDMR, nu are altă ofertă pe care să o pună pe masa negocierilor. Și uite, așa se plimbă între PSD și USR și nu are voturile necesare pentru a trece. Întrebat dacă ia în calcul să-și depună mandatul în situații în care nu va avea suficiente voturi pentru a trece de Parlament, a susținut că nu există altă cale. Haideți să ne lămurim cu invitații acestei ore despre ce este vorba. Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua. De asemenea, din partea UDMR, Loran Turoș este liderul senatorilor UDMR. Bună ziua. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Îl vom avea alături de noi în scurt timp pe europarlamentarul PNL Cristian Bușoi de asemenea, ca să înțelegem exact care este strategia Partidului Național Liberal și câte șanse sunt să-și modifice acest mandat. Și Lucian Vizitău este din partea USR alături de noi, este primarul Bacăului. Bună ziua! Okay. Bună ziua! Radu Oprea, mă uit la dumneavoastră, pentru că erau aceste informații în acest sfârșit de săptămână, că Partidul Social Democrat a discutat cu PNL. Înțelegem că discuțiile sunt în impas. Înainte de toate, vreau să vă pun o întrebare punctuală. Există șanse ca astăzi sau mâine, la Senat, Florin Câțu să fie ales președinte? Nu cred lucrul acesta. N-am auzit să fie vreo discuție în acest sens, în acest moment, sau doar ceea ce am citit în mass media, dar în biroul permanent al Senatului, care tocmai a avut loc, nu a fost nicio discuție pe acest subiect. Dar există o discuție între Partidul Național Liberal și între Partidul Social Democrat să formeze o majoritate pentru a alege un nou președinte al Senatului în scurt timp? Nu am această informație, n-am auzit despre astfel de discuții. Dar spuneați despre ceea ce s-ar desfășura sau nu s-ar desfășura. Eu m-am uitat cu atenție pe mandatul pe care îl are în același timp și Partidul Social Democrat, pentru că am avut niște ședințe de birou permanent național care au avut și niște decizii. Prima decizie a fost referitoare în dimineața zilei în care am fost la Palatul Cotroceni, delegația PSD. Prima decizie a biroului permanent național de dimineață a fost care este componența deciziei și ce se discută acolo. La revenirea de la Palatul Cotroceni am mai avut o ședință de birou permanent național în care am avut o concluzie că da, se va întâlni o conducere a Partidului Social Democrat cu premierul desemnat, ceea ce considerăm noi că este corect, ținând cont odată de faptul că este un premier desemnat și probabil că dacă domnul Dacian Cioloș ar fi dorit lucrul acesta să se întâlnească cu PSD, într-o normalitate a unei democrații ar fi avut loc o astfel de întâlnire. Și cam aici ne oprim. Pentru că această întâlnire n-a avut loc, n-a fost o întâlnire între... Întâlnirea de la Vila Lac? Păi, nu a fost o întâlnire în acest sens, n-a fost nicio întâlnire de negociere. Ceea ce știu este că s-a transmis către premierul desemnat cele 10 puncte pe care Partidul Social Democrat și le-ar dori să le vadă susținute în această perioadă, pentru că este o situație deosebită. Este o situație cu accente tragice pentru foarte multe dintre familiile românilor care au pierdut lupta cu această boală, cu COVID-ul. Dacă nu se iau niște măsuri extrem de repede, bilanțul va fi tragic, într-adevăr, sau și mai rău de atât. Da, va fi și mai rău de atât. Responsabilitatea este evidentă. Această întrebare, dacă situația se înrăutățește, dacă situația rămâne aceeași, pentru că și acum avem un număr foarte mare de infectări, Partidul Social Democrat ar putea susține un guvern minoritar fără să aibă miniștri în acest guvern, fără să aibă premierul în acest guvern? Nu știu să vă răspund la această întrebare și cred că nu știe să vă răspundă cineva din PSD în acest moment, pentru că ar trebui să știm deja concluziile unei întâlniri care n-a avut loc. Adică noi spunem așa, întâi ar trebui să vedem un program de guvernare, ar trebui să vedem în ce măsură anumite politici publice pe care, și dar măsuri pe care PSD și le PSD, dorește acum,
Eu pot să vorbesc în calitate de purtător de cuvânt despre decizii ale Partidului Social Democrat. Și de, tocmai de aceea am început cu aceste decizii care sunt foarte clare. Ceea ce în acest înseamnă moment. Că nu vor fi câteva voturi de la PSD care să meargă spre acest guvern. Ori votează PSD acest guvern, ori nu-l votează. Nu cred. PSD a fost întotdeauna transparent, a luat deciziile asumate, e vorba de stabilitate. Dacă se va lua o decizie, o să știe toată lumea foarte clar din partea PSD. Dar în acest moment nu știu să vă spun care va fi decizia sau cum. Nu am avut încă o ședință în Birou Permanent Național sau în Consiliul Politic Național, astfel încât să existe o decizie la nivelul Partidului Social Democrat. Lucian Viziteu, vă rog tare mult, ce spune USR în această situație? Sau în această perioadă de negociere? Care sunt variantele pe care le poate lua în calcul să voteze guvernul Ciuca? Poziția USR nu s-a schimbat. Credem că cea mai bună soluție pentru ieșirea din criză și implementarea reformelor este în continuare să refacem coaliția PNL-USR-UDMR. Întâlnirea de astăzi între președintele USR, Dacian Ciolo, și premierul de senat a fost, din păcate, una mai formală, așa, pentru că premierul de semnat, din ce ne-a transmis, nu are mandat din partea PNL să negocieze refacerea coaliției. Mai mult, nici programul de guvernare nu era gata. Iar noi rămânem, așa cum am spus, că nu vom susține un guvern minoritar PNL-UDMR. Ne considerăm că acesta este o soluție în acest moment. Laurent Turoș, vă rog și pe dumneavoastră răspunsuri la întrebarea dacă UDMR va pune în vreun fel alte condiții, informațiile pe care le avem în acest moment, pentru că ați discutat și dumneavoastră și am discutat împreună despre numărul de portofolii care să revină UDMR acestui guvern, în acest guvern condus de Nicolae Ciucă. Dacă UDMR pune alte condiții? Nu se pune problema condiționării. Noi, de la izbucnirea acestei crize politice, am încercat să refacem coaliția, să refacem această coaliție PNL-USR-UDMR. Din păcate, eforturile noastre în acest moment n-au fost... N-au reușit, dar cred că în primul rând, fie vorbim de un guvern minoritar, fie vorbim de refacerea coaliției, în primul rând avem cu toții interesul de a avea un guvern cu puteri depline. Bineînțeles, pentru orice guvern, o majoritate parlamentară, o coaliție care asigură o majoritate parlamentară, e mult mai e un lucru normal, firesc, ceea ce nu e normal și doar putem vorbi de o soluție de criză, de avarie, ar fi un guvern minoritar. Pentru că în mod cert, orice guvern care se gândește pe termen lung sau mediu cel puțin, are nevoie de susținere parlamentară. Iar un guvern minoritar trebuie să negocieze punctual fiecare măsură luată în Parlament. Dați astăzi șanse acestui guvern minoritar? N-am înțeles foarte bine. Dacă dați șanse acestui guvern minoritar să treacă de Parlament, unde are nevoie de 234 de voturi, PNL și UDMR nu are aceste voturi. Asta, bineînțeles, va depinde acum de negocierile pe care le duce domnul premier desemnat, respectiv Partidul Național Liberal. Dacă reușesc să negocieze o susținere parlamentară, cel puțin în ceea ce privește investirea acestui guvern, sau dacă reușesc să se înțeleagă în ceea ce privește refacerea coaliției. Ni se alătură Anca Orhean, este jurnalistul Digi24, care chiar în acest moment este în Modrogan, la sediul Partidului Național Liberal, acolo este și Nicolae Ciucă. Să înțelegem ce se întâmplă acum în tabăra PNL, pentru că vă vorbeam mai devreme de faptul că Nicolae Ciucă e cumva ținut în șah de PSD, e respins de USR și are probleme și în propriul partid. Despre ce e vorba, Anca Orhean, te ascultăm.
Anca, vreau să spun că nu prevedeam aceste situații săptămâna trecută, în momentul în care a fost anunțat acest nume al lui Nicolae Ciucă, premier desemnat, care să-și facă un guvern. De ce? Pentru că erau optimiști și liberalii. Atunci era o luptă cine să intre în guvern, pentru că erau foarte mulți care voiau în acest executiv. Nici de cum nu s-au gândit că poate socialdemocrații nu vor fi la dispoziția lor și nu le vor da acele voturi în Parlament fără să intre în guvern, așa cum se așteptau de la început. Deci da, devine din ce în ce mai complicat să facă lista de miniștri. Practic, programul de guvernare nu a fost neapărat greu de realizat, pentru că sunt pe ultima sută de metri cu acest program. Ar trebui să introducă și parte din măsurile celor din Partidul Social Democrat, dacă vor vrea această susținere. Dar aici a fost foarte ușoară. De acum să împartă ministerele și să vadă dacă pot să meargă mai departe cu un guvern stabil, așa cum cer celelalte partide, adică cu un guvern cu o largă majoritate, dar nu unul minoritar, e destul de complicat. Practic pentru că asta li se cere. Li se cer portofolii la nivelul executivului și după ce că le era greu să le împartă între ei, între liberali și cei din UDMR, acum devine din ce în ce mai greu. Mai ales pentru că din partea liberalilor nu este un mandat pentru negociere cu USR. Exact așa cum vă auzeam discutând mai devreme. Cel mai probabil în această seară o să fie o ședință a liberalilor în care și acest scenariu va fi pus pe masă. Dacă pot să negocieze mai departe cu cei din USR și practic să îi primească din nou un guvern. Dar și aici sunt condiții, să fie un protocol exact în momentul în care se cere revocarea unui ministru. Știm foarte bine că aceasta a fost problema celor din USR de la început, de la începutul acestei crize, practic, pentru că nu au fost de acord cu felul în care au fost dați afară parte dintre miniștrilor. Dar și dacă ne uităm la social-democrați, vedem că nu este atât de ieftin să treacă prin Parlament acest cabinet Ciucă cu susținerea lor, pentru că și de acolo sunt cerințe destul de mari. Deci, putem să spunem că suntem în impas în acest moment. Practic, este un blocaj la nivelul Partidului Național Liberal. Nu există acum un scenariu clar pe care să se meargă, să spunem, diseară. Trebuie să stabilească partidul. Și această problemă vine și din partea faptului că președintele partidului nu este premier desemnat. Există această diferență și vom vedea și care sunt vocile din PNL și ce vor spune pe mai departe. Pentru că l-am auzit pe Nicolae Ciucă spunând că dacă nu reușește să strângă o majoritate, chiar își poate depune mandatul. Și vreau să vă spun că părerile optimiste din Partidul Național Liberal erau că luni, adică astăzi, este gata și lista de miniștri și ajunge în Parlament. Acum, acei optimiști spun măcar vineri să aibă lista gata și să ajungă cu ea la nivelul legislativului. Mulțumim tare mult, Anca. Vă spuneam mai devreme, iniția alături europarlamentarul liberal Cristian Bușoi. Aș vrea tare mult să știu, domnule Bușoi, dacă sau care este marja, de fapt, de flexibilitate pe care are PNL în acest moment? Mergeți până la capăt cu acest guvern minoritar? Sau, văzând declarațiile în spațiul public până la urmă, că nu mai sunt doar informații pe surse și înțelegem că negocierile au ajuns în impas, există posibilitatea să schimbați sau ca PNL să schimbe mandatul pentru premierul desemnat Nicolae Ciucă? În primul și în primul rând, PNL crede că trebuie să existe un guvern. În primul rând, datorită situației foarte dificile în care se află România și a provocărilor foarte mari pe care le avem, pe partea de oprirea pandemiei și, evident, măsurile necesare pentru ținerea sub control a prețurilor la electricitate, gaz și de acolo, evident, pot avea loc creșteri de prețuri și pe alte zone. Prima noastră opțiune, votul în Biroul Politic Național, asta a fost acela de a merge cu un guvern minoritar PNL-UDMR. Între timp am observat că celelalte partide din Parlament, evident că nu mă refer la AUR, AUR nu este un partener nici măcar de discuții, cu atât mai puțin de a face vreo construcție politică, celelalte partide nu înțeleg să susțină pentru perioada de criză, pentru o perioadă limitată, un guvern minoritar, ci își doresc să intre la guvernare, sau cel puțin astea sunt semnalele pe care le primim. Vă referiți inclusiv la PSD? Pare că în interiorul PSD este o luptă între cei care susțin că ar trebui să intre oficial la guvernare și cei care înțeleg că în anumite condiții, cu anumite măsuri care pot fi discutate, pentru că dacă sunt măsuri bune pentru țară, ele pot fi discutate, ar putea accepta un cabinet minoritar pe o perioadă limitată. Dar Partidul Social-Democrat a pus această ofertă pe masă din discuțiile pe care le știți dumneavoastră. Să intre la guvernare cu miniștrii?
Din discuțiile pe care le știu, deocamdată nu au dat niciun semnal clar că ar dori să voteze un guvern minoritar. Și de aici nevoia de a discuta cu toate forțele politice, mai puțin AUR, pentru a găsi o soluție. Cred că, până la urmă, în urma discuțiilor care au avut loc ieri, cele care au avut loc astăzi, n-am participat la aceste discuții, președintele PNL și premierul desemnat vor veni în fața biroului executiv sau biroului politic național și vedem care este cea mai bună variantă pentru România. Pentru că PNL de asta este preocupat, cum e mai bine pentru România în perioada următoare. Ni se alătură Dacian Cioloș, liderul USR. Bună ziua, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și bine v-am găsit. Vreau să clarificăm aceste informații. Dacă există șanse ca USR să voteze acest guvern pe care îl propune Nicolae Ciucă, despre care nu știm deocamdată nici exact cum arată cabinetul de miniștri. Nu, dar eu am spus foarte clar și noi avem o poziție clară de la început. Nu vedem de ce am votat acum un guvern minoritar când săptămâna trecută am fost cu o propunere de guvern minoritar. Dacă asta ar fi fost soluția la situația de criză actuală, putea fi votat un guvern minoritar de săptămâna trecută deja. Din punctul nostru de vedere, acum trebuie efortul pentru constituirea unei majorități parlamentare și lucrul acesta este posibil dacă există voință politică. Deci nu se pune problema ca USR să voteze un guvern minoritar după ce USR a făcut o astfel de propunere care a fost respinsă în Parlament. Există posibilitatea să fie convinși unii parlamentari USR și să nu fie deși nu există o asemenea decizie luată la nivel de grup parlamentar? Cred că ați văzut că până acum poziția USR a fost tot timpul coerentă, partidul a fost unit, s-a dus în aceeași direcție, am avut mai multe discuții și cu colegii noștri parlamentari și n-am simțit de la nimeni intenția de a vota un guvern minoritar al PNL. Deci cine lansează astfel de zvonuri, fie este de rea credință, fie nu cunoaște USR și felul cum funcționează USR. Ne puteți da câteva detalii despre discuția cu Nicolae Ciucă. Dacă dumnealui, de pildă, v-a propus ce a propus secretarul general al PNL, ca acum să votați guvernul minoritar și poate vă înțelegeți până în primăvara anului viitor. Să așteptați până atunci și să rezolvați refacerea coaliției. Nu știu de ce cred colegi din PNL că ne-am putea înțelege mai bine peste 3-4 luni decât o putem face acum. Noi am propus de la început să ne așezăm acum la masă. România are nevoie acum de a ieși din criză. Acum e nevoie de o majoritate în Parlament și e nevoie de decizii care să fie asumate politic. Aici nu-i vorba de ambițiile unui om sau unui grup de oameni. Haideți, dați-ne încredere acum că poate peste câteva luni o să avem mai multă încredere unii în alții. La noi nu se pune problema așa. Noi am spus, după ce PNL propune un alt premier și a făcut lucrul acesta, suntem gata să ne așezăm la masa discuțiilor. Văd că nu există intenția aceasta de la PNL, deci nu văd de ce ar veni să ne ceară votul acum. Pentru ce? De ce să avem acum un guvern minoritar și să nu avem de acum un guvern susținut de o majoritate solidă? Pentru că în programul pe care îl pregătește și domnul premier desemnat Ciucă cu echipa dânsului, vorbește dincolo de măsurile de criză sanitară și de criză energetică, și punerea în aplicare a PNRR-ului, a Planului Național de Redresare și Reziliență, care include mai multe reforme. Unele dintre ele necesită un vot în Parlament, pe proiecte de legi. Pentru lucrul acesta e nevoie de o majoritate. Cum poți să spui că o să treci niște proiecte de lege acum în perioada de criză și că pui în aplicare PNRR-ul câte vreme n-ai o majoritate? Cu Nicolae Ciucă ați discutat despre formarea acestui cabinet, ați discutat despre portofolii, ați discutat despre... Nu, dar nu avem de ce să discut, pentru că eu am fost foarte clar de la început și am confirmat domnului Ciucă exact ce am spus și public, că USR nu își pune problema să susțină un guvern minoritar, deci nu avem ce să discutăm de portofoliile pe care dânsul vrea să le împartă, nu știu, cu PSD-ul sau... cu cine negociază, înțeleg că acolo ar fi discuții și legate de portofolii. La noi nu se pune problema de portofolii atâta vreme cât
PNL-ul intenționează să meargă cu un guvern minoritar. Din discuția pe care ați avut-o cu Nicolae Ciucă, având în vedere că liberalii se vor întâlni în această seară tocmai pentru a rediscuta toate variantele pe masă, credeți că se va schimba acest mandat? Că nu USR știu. Va fi primit la guvernare? Pentru că până acum despre asta am vorbit, că USR e lăsat în afara guvernării. Da, nu. Care e înțelegerea dumneavoastră? În afara guvernării, USR a făcut o propunere de premier și de guvern săptămâna trecută. Noi am propus, înainte de a face această propunere de guvern minoritar, am propus refacerea coaliției. Dacă PNL dorește să facă majoritate cu PSD-ul, evident că e liber să facă. Nu se pune problema că noi suntem supărați că am fi lăsați în afara guvernării. Noi vom ști să ne facem treaba la fel de bine și din opoziție. Nu asta e problema. Problema e ce oferim României și românilor și care sunt soluțiile pe care le punem pe masă pentru a ieși din criză. În situația noi, în care acest guvern... trecut, am făcut propuneri, inclusiv de refacere a coaliției, a fost refuzată refacerea coaliției, am propus atunci un guvern minoritar, au fost respinse amândouă. Eu am crezut că între timp PNL și PSD s-au înțeles cu o altă variantă cu care să vină rapid și să ofere o soluție după ce propunerea noastră a fost respinsă, dar vedem că în continuare bâșbuie. Asta vă întrebam, dacă credeți că sunt șanse să se refacă coaliția, dacă în această seară PNL rediscută această variantă sau regândește acest mandat. Nu știu, trebuie mandat. Să-i întrebați pe dânsii, pentru că... Da, să vă întrebam pe dumneavoastră că ați avut întâlnirea cu premierul desemnat și dacă vreun fel v-a dat, nu știu cum să zic, vreun semn că se poate reface coaliția acum și nu în primăvară. Premierul mi-a spus foarte clar și disciplinat că decizia partidului a PNL, mandatul pe care l-au dat, este să negocieze susținere pentru un guvern minoritar și că nu are alt mandat. Asta mi-a spus, ceea ce a spus și public. Deci nu mă mai iau după semne că acum nu suntem nu știu în ce zonă în care să ne luăm după semne. Suntem oameni maturi și discutăm direct și deschis. În situația deci, în care acest guvern... De semne. E suficient să exprime PNL-ul un punct de vedere. Eu am spus foarte clar care e poziția USR pentru a lansa o astfel de discuție, un calendar asumat de reforme, inclusiv cu prioritățile din PNRR, o discuție pe bugetul pe 2022, pe liniile generale, evident, și pe prioritățile de finanțare, ca să știm ce obiective ne propunem. Reguli clare de funcționare a coaliției ca să evităm pe cât posibil situații precum cele prin care am trecut, tensionate. Și noi am propus să reluăm discuția de la o structură a guvernului, așa cum a fost ea convenită la începutul coaliției, ca să putem mai repede. Deocamdată vorbim de o structură a guvernului. Eu vorbesc aici de măsuri care să ne permită să începem să discutăm dacă PNL va fi interesat, dar sigur, asta presupune, cum a spus și dumneavoastră, ca PNL să aibă un mandat clar de negociere politică din partea biroului politic și să înceteze negocierile cu PSD, dacă dorește refacerea coaliției. Dacă nu, pot să vă confirm PNL-ul că... e liber să continue cu PSD-ul. E alegerea noastră. Dacă îmi permite, pot să vă confirm, pentru că totuși reprezint Partidul Național Liberal în această dezbatere, că în acest moment, într-adevăr, exact cum a exprimat și domnul președinte Cioloș, exact cum a exprimat premierul desemnat, există o decizie clară a Biroului Politic Național, un mandat clar de a încerca o majoritate, o soluție cu un guvern minoritar, PNL-UDMR, evident susținut de minorități, dar dacă în discuțiile cu celelalte forțe politice se dovedește în mod evident că nu e posibil această variantă să întrunească o majoritate în Parlament. Evident, avem și alternativa alegerilor anticipate, dar în condițiile crizei de acum, nu știu cum ar privi românii ideea de a face alegeri anticipate în acest moment, toate celelalte opțiuni sunt posibile. Dar va trebui o nouă decizie a biroului politic, care nu va avea loc, cred eu, în această seară, ci probabil în cursul zilei de mâine. Domnule Bușet, discuția cu președintele Klaus Iohannis pe alegerile anticipate a fost purtată, adică dumneavoastră ne spuneți acum opinia PNL, pentru că există acest poate, președintele poate în Constituție, referitor la etapele pe care să le îndeplinească
Președintele poate lua o decizie sau nu, dar tot ceea ce înseamnă interpretarea de-a lungul timpului a Constituției, evident că poate să ajungă și la Curtea Constituțională, tot ceea ce înseamnă spiritul Constituției, după două căderi succesive, e destul de dificil să mai încerci la nesfârșit noi variante. În mod clar, cel mai probabil este să se ajungă la alegeri anticipate, dacă s-ar merge în Parlament cu un guvern care nu ar întruni majoritatea votului. Comentăm pe larg, domnule Dacian Cioloș, vă mai țin puțin. Vreau să înțelegem dacă astăzi, dacă săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, acest guvern pe care îl propune Nicolae Ciucă trece cu voturile PSD, mai e cale de împăcare și de refacerea coaliției pe viitor? Păi care ar fi sensul refacerii coaliției dacă PNL-ul alege să meargă cu susținerea PSD? E cu totul altă viziune, va fi un cu totul alt program. Acum, haideți, sincer, vorbind, nu știu dacă cineva crede că aceleași reforme pe care noi le-am convenit cu PNL-ul pot fi făcute cu susținerea PSD. PNL-ul se va orienta spre alte priorități, probabil. Ați văzut care sunt propunerile pe care PSD-ul le face legat de creșterea cheltuielilor publice în general. Noi am vorbit în programul de guvernare a coaliției de o reformare a statului român pentru creșterea eficienței statului, pentru creșterea credibilității pe care cetățenii să o aibă în stat, de creșterea nivelului de investiții publice și private, pentru crearea de locuri de muncă. Deci e un cu totul alt program. Deci aici nu se pune problema, eu știu, de refacere a coaliției dacă există o altă alternativă. Și încă o dată, PNL-ul, evident că e liber să meargă cu PSD, au mai guvernat împreună, știm care sunt rezultatele, dar asta e cu totul altceva. Nu, USR-ul își propune să colaboreze cu acele forțe politice capabile să susțină un program de modernizare a României. Că tot spune domnul președinte Iohannis că avem în față un stat eșuat. Dacă PNL-ul crede că acel stat eșuat poate fi reformat împreună cu PSD-ul, evident pot să încerce. USR-ul va propune totdeauna românilor o alternativă de modernizare a României, de depolitizare a administrației publice, de creșterea calității actului administrativ din partea statului. De alegeri anticipate, USR e pregătit? Reformarea României, modernizarea României, responsabilitate, transparență. Mai puțin, domnule Bușoi, că luăm o scurtă pauză imediat și vreau... Vreau să comentăm pe larg. Bine, le-am face împreună, dar le poate face și PNL. O ultimă întrebare. Apropo de ce spune domnul Bușoi de alegeri anticipate, USR e pregătit pentru alegeri anticipate? Cum vedeți asta? Deci vreau să-i spun domnului Bușoi că evident le puteam face și le putem face împreună, dar dacă alegerea PNL-ului e alta, noi o respectăm și ca adică... să vă răspund la întrebare, evident suntem gata dacă nu există altă soluție și de alegeri anticipate. Eu nu văd cum am putea organiza alegeri anticipate, hai să zicem, în următoarele două luni, din diferite motive și în primul rând, dată fiind situația pandemică. Deci încă o dată, eu cred că forțele politice trebuie să-și asume o majoritate politică în Parlament. Pentru USR există o singură variantă de a construi majoritate politică în structura actuală a Parlamentului, cu UDMR și cu PNL. Pentru PNL probabil că există și alte alternative, ele trebuie studiate și asumate. Dar dacă decizia va fi și președintele va decide să dizolve Parlamentul și să mergem la alegeri anticipate, evident, noi nu avem nicio problemă să mergem în fața alegătorilor. Da, și de asemenea, dacă Nicolae Ciucă nu are suficiente voturi, își depune mandatul și următoarea propunere din nou Florin Câțu? Păi, ce să vă mai răspund la întrebarea asta? Haideți să fim serioși un moment. Deci, chiar nu mai am ce să mai răspund când Florin Câțu a picat în Parlament cu o majoritate puternică, care e... soluția novatoare când îl propui din nou pe Florin Câțu, dar în sfârșit. Eu am impresia că deja discutăm doar să ne aflăm în treabă când abordăm genul acesta de subiect. Dacian Cioloș, mulțumesc tare mult. Domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate, apoi vreau să comentăm toate aceste detalii. Scurtă pauză și revenim. Am revenit în direct și comentăm ultimele informații. Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, de pildă, spune... de alegeri anticipate în acest moment. L-am ascultat mai devreme pe Dacian Cioloș, care a spus că în situația în care vom ajunge acolo e pregătit și pentru asta USR. PSD
Cum vede alegerile anticipate? Un lucru pe care l-ați tot propus ca strategie la început de aceste negocieri? Este soluția pe care PSD a spus-o de la început, că un guvern trebuie să fie un guvern stabil, cu reprezentare solidă în Parlament. Și alegerile anticipate duc cu certitudine la găsirea unei soluții pentru un guvern solid și cu reprezentare bună în Parlament, astfel încât, într-adevăr, să poți să guvernezi în perioadă de criză. Și cine să guverneze până atunci, până deja la alegerile anticipate? Faptul care părea de negândit în România atunci când PSD a venit cu această soluție, a început să fie prezent, alegerile anticipate au început să fie prezente, din ce în ce mai prezente, în discursul tuturor partidelor, reprezentanților partidelor politice, inclusiv domnul Bușoi vorbea despre lucrul acesta, inclusiv domnul Cioloș vorbea despre lucrul acesta. Deci începe să se contoreze această soluție ca fiind cea corectă. Problema este, sigur, și de oportunitate, când, dar intrăm într-o discuție care poate să fie foarte amplă. Noi am spus că în primăvară, pentru că acum problemele... Vară sau primăvară? Cele în primăvară, cele care dor într-adevăr în acest moment foarte tare, sunt cele legate de pandemie. Închiderea școlilor, o consecință a pandemiei, pe lângă lipsa medicamentelor, pe lângă toate relele care se întâmplă astăzi în spitalele din România, pentru că nu a fost pregătită deloc acest val 4. În același timp, problemele economice, scumpirea facturilor la energie și la gaze, și mă bucur că cei de la PNL și de la USR au început să înțeleagă că aceasta este una dintre marile probleme cu care se confruntă România. Și cine să gestioneze astăzi, până la alegerile anticipate, aceste probleme care sunt azi? Se întâmplă, de fapt, de ieri trebuia luată o decizie. Am spus, PSD a spus de la început, că un guvern de specialiști poate să asigure temporar o guvernare, astfel încât să trecem de acest lucru. Dar vreau să mai fac două scurte precizări, pentru că l-am auzit pe domnul Cioloș vorbind despre reformă, modernizare și așa. Vreau să spun un singur lucru. Nu trebuie să însemne austeritate. Sub nicio formă aceste lucruri nu trebuie să însemne sărăcirea populației, nu trebuie să însemne scăderea puterii de cumpărare. Și ce anume, din ce propune USR, vi se pare austeritate? Păi când te duci în PNRR și spui că nu mai poți crește nimic, că vor veni niște consultanți să ne învețe cum trebuie să ne încadrăm în 9%. Nu a spus asta, a spus că pentru unele proiecte e nevoie de majoritate în Parlament. Eu vă spun ce înseamnă reformele propuse de USR în interiorul Programului Național de Redresare și Reziliență, care a fost secret până la un moment dat. Acum, începând să-l citească toți cei care sunt interesați de acest subiect, vedem care sunt capcanele din interior și că, de fapt, reforma înseamnă austeritate. E, cu acest lucru PSD nu va fi vă de acord niciodată. Ne lămurim cu aceste alegeri anticipatelor. Anturoș, vă întreb și pe dumneavoastră, UDMR ce poziție are? Cum vede alegerile anticipate? Cât de posibile și când să aibă loc? De asemenea, cine guvernează până la aceste alegeri anticipate? Alegerile anticipate cred că ar fi cea mai proastă alegere a politicienilor. Nu putem vorbi de un guvern interimar format din specialiști, așa cum spunea domnul Oprea. Pentru că există proceduri care nu permit când poți să faci alegeri anticipate. Atunci când de două ori consecutiv propunere de guvern nu întrunește numărul necesar de voturi. Dacă acum investești un guvern cu puteri depline, să zicem de specialiști, peste câteva luni trebuie să-l demiți, să formezi o majoritate pentru a demite, să vin Parlament cu două propuneri care să pice consecutiv, deci e o chestie foarte complicată. Dacă decidem să fie alegeri anticipate, înseamnă că după următoarea propunere, care nu întrunește numărul necesar de voturi, se pot declanșa procedurile privind dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că acum, în vârful pandemiei, valului 4, cu problemele pe care le știm cu toții, cu energie, vine iarna și nu vom mai avea un guvern. Până la organizarea alegerilor anticipate, ba mai mult, până la rezultatele și la formarea unui nou guvern, nu vom avea un guvern. Vom avea un guvern interimar care nu are dreptul de a emite ordonanțe de urgență, care nu are dreptul de a iniția legi, care nu are dreptul de a da răspunsuri rapide, adecvate pentru toate problemele cu care se confruntă țara.
Și mai e rectificarea bugetară. Cea mai... Nici buget, bineînțeles, nu doar rectificare bugetară. N-are dreptul de a aduce în fața Parlamentului propunerea privind legea bugetului pe anul 2021. Deci cred că forțarea alegerilor anticipate e cea mai rea decizie pe care ar putea să ia politicienii. Domnule Pușei, vă ascultăm pe dumneavoastră acum. De ce ați venit cu această propunere? Mulțumesc tare mult, Loran Turoș. De ce ați venit cu această variantă? Alegerile anticipate sunt o situație pe care nu ne-o dorim, la care putem ajunge însă dacă nu există responsabilitate și înțelepciune din partea principalilor actori politici. Partidul Național Liberal a dat dovadă de responsabilitate, a făcut chiar un important pas, acela în care nu a mai desemnat pe președintele partidului, pe actualul premier interimar Florin Câțu, ci a venit cu o personalitate care, sigur, este membru al Partidului Național Liberal, parlamentar, ministru, dar care vine mai degrabă din afara politicii și care are capacitatea de a duce alături de domnia sa, dincolo de politică, pe toți cei care sunt responsabili. Vrem să găsim o soluție de guvern. Cea mai bună soluție, cea mai potrivită pentru următoarele luni ar fi un guvern minoritar, PNL-UDMR, care să aibă o susținere largă în Parlament și apoi, după ce trecem criza sanitară și facem față crizei energetice, să există o consultare, să vedem care e cea mai bună majoritate politică pentru restul mandatului. Dar să ajungem acum la alegerile anticipate, ar fi, în opinia mea, de nedorit, ar genera consecințe foarte mari. Am spus chiar mai devreme la dumneavoastră că românii ar privi cu foarte multă neîncredere și cred că nu ar fi spre cinstea partidurilor politice că în această perioadă atât de dificilă, colac peste pupăză, să-i mai chemăm și la alegeri, să începem campania electorală și să facem în acest moment o competiție și politică. Și totuși ați vorbit mai devreme de această variantă, de ajungem la alegeri anticipate în situația în care nu vom găsi majoritate. Dacă anumite partide politice nu înțeleg să găsească o soluție. Și cea mai bună soluție este să susțină un guvern minoritar PNL-UDMR. De ce? Care sunt argumentele? Pentru că până și decizia dumneavoastră ați spus că a fost responsabil din partea PNL să nu-l propună pe Florin Câțu premier. Însă, noi știm de decizia Curții Constituționale, că deja am vorbit foarte mult despre ea, Florin Câțu putea să fie desemnat premier doar dacă avea o majoritate în spate. A fost desemnat Nicolae Ciucă. Spuneți că e cea mai bună variantă. Ce majoritate, ce largă majoritate are în Parlament? De unde ar putea veni voturile? Pentru că în acest moment partide, nici PSD, nici USR nu votează. Oricare dintre cele două partide, PSD pe de o parte, USR de cealaltă parte, sau chiar în același timp, ar putea să susțină astfel de guvern cu anumite condiții. PSD a venit cu niște condiții, a exprimat în spațiu public președintele PSD, anumite condiții de natură economică și socială, pe care putem discuta. Evident că pot să aibă poate și anumite comentarii legate de un nume sau altul. Lucrurile acestea se pot discuta pentru a ajunge la un guvern. Acum însă să revenim într-o guvernare cu USR, după toate lucrurile care s-au întâmplat, după moțiunea de cenzură, după toate loviturile pe care le-am primit, trebuie să înțelegeți că nu este ușor pentru Partidul Național Liberal. În același timp, între PNL și PSD a existat de-a lungul anilor o competiție și o adversitate, pentru că unii sunt partidul principal de centru-stânga, noi suntem partidul principal de centru-dreapta. Să putem imediat să trecem peste aceste lucruri, să creăm un guvern comun, bun, nici nu înțeleg ce ar avea de câștigat PSD din acest guvern comun asumat, iarăși nu e un lucru pe care să-l putem face imediat. Și atunci aceste argumente vi le aduc pentru a înțelege că un guvern minoritar PNL-UDMR susținut de celelalte forțe politice cu niște condiții clare, poate pe perioadă limitată până trecem criza, ar fi cel mai potrivit lucru pentru România. Să nu ajungem la anticipate și să nu prelungim această situație de interimat. Domnul Bușoi, cu toată deferența, cred că ar fi mult mai util pentru Partidul Național Liberal să se concentreze asupra găsirii de soluții, că deocamdată n-am văzut niciun program de guvernare, și să vă concentrați pe temele interne ale Partidului Național Liberal pe care le-ați externalizat într-o criză către toată țara, decât să vă referiți atât de des la ce ar face sau ce n-ar face PSD, pentru că sunteți într-o zonă de speculații, de scenarii, pentru că nu aveți niciun element de a ști înspre ce direcție intenționăm să mergem. De aceea eu cred că este mai corect ca în acest moment
Dumneavoastră, care ați generat împreună cu foștii parteneri de guvernare această criză, să vă concentrați în a găsi soluții imediate la problemele reale ale românilor, cum sunt scumpirile facturilor la energie, gaze, cum sunt cele legate de pandemie, să le puneți, să le generați, să le scrieți într-un program de guvernare ca să fie ceva de discutat. Pentru că dacă nu, e un cec în alb. Nu cred că vorbește cineva despre cecuri în alb. Au fost asumate de premier, au fost asumate de guvern. Avem deja o formă prefinală a programului de guvernare. S-a lucrat aproape non-stop în acest weekend și vă spun ca unul dintre cei care au lucrat pe anumite capitole. Evident însă că înainte de a-l face public, trebuie să vedem din care direcție poate veni o susținere în Parlament pentru un guvern minoritar PNL-UDEM. La ce capitol ați lucrat? Să discutăm. Poftiți? La ce capitol ați lucrat în programul de guvernare, dacă îmi permiteți? Capitolul de sănătate și am contribuit la capitolul de fonduri europene. Și la capitolul sănătate, de pildă, ce sau care din pretențiile sau din solicitările PSD le puteți accepta? Bun, n-am intrat încă pe solicitările PSD, pentru că, m-am spus, a fost un grup de lucru intern PNL-UDMR. Am lucrat cu domnul Ceche Otilo și cu domnul Levente Voș, pentru că sunt vicepreședinte responsabil cu sănătatea în PNL și, evident, am stat în permanentă legătură cu domnul ministru Nelu Tătaru. Dar nu... La Nelu Tătaru voiam să ajung. De pildă, în PSD, chiar vorbeam, întrebam Partidul Social Democrat, mai mulți parlamentari, dacă sunt de acord ca el să fie noul ministru al sănătății. Și părerile sunt împărțite. De exemplu, ați fi de acord să discutați cu PSD cine să fie ministrul sănătății? Aceasta este o decizie pe care nu pot lua eu în locul președintelui partidului sau a premierului desemnat. Evident, dar opinia dumneavoastră, că sunteți liberal. Eu cred că orice lucru poate fi discutat cu acea forță politică sau cu ambele forțe politice, dacă amândouă vor dori să susțină prin vot un guvern minoritar pe termen limitat, atâta timp cât ajungem la un rezultat pozitiv. Nu văd niciun fel de opreliște să discutăm absolut orice. Și dacă sunt anumite argumente, evident că ele trebuie aduse și acceptate sau nu. Dumneavoastră, mai devreme, printre argumente, ați spus că puteți accepta inclusiv nume de miniștri PSD în guvern, deși informațiile... Nu. Ați zis că puteți accepta nume. Când vă referiți la nume de miniștri, atunci lămuriți-ne. Atunci când vorbim despre un dialog cu un partid care ar accepta să susțină un guvern minoritar, putem discuta măsuri, își pot da o opinie despre anumite nume de miniștri. Adică nume pe care PNL le propune. Și nu pe care PSD le propune, că sunt câteva nuanțe aici. Nu am ajuns acolo și încă o dată, noi nu putem discuta în acest moment de un guvern asumat în care să existe miniștri ai Partidului Social Democrat. N-am discutat asta în biroul politic, aduceți-vă aminte mai devreme discuția la care a participat și domnul Cioloș. Nu suntem în această paradigmă, nu putem discuta acest lucru astăzi. Astăzi discutăm doar cum am putea strânge o majoritate pe un guvern minoritar PNL UDMR, condus de domnul Ciucă. Și de la 1 la 10 câte șanse aveți? Peste 7, după părerea mea. Lucian Viziteu, l-ați ascultat mai devreme pe domnul Bușoi. Ce zice USR? Dă voturile? Da. Domnul Bușoi pare într-o dificultate de a argumenta niște lucruri. Pe de-a parte e clar că vor votele PSD, dar nu pe față. Pe de altă sau parte, USR? Cumva încearcă să ne arate așa pisica, amenințând că din cauza noastră ar crea alegeri anticipate. Așa, pentru a lămuri opinia publică, alegerile anticipate sunt exclusiv în decizia președintelui României și după ce sunt două propuneri de premier care pică în Parlament, acesta poate convoca alegerile anticipate, dar nu este un automatism, ci o posibilitate. Cât despre situația în care stăm astăzi, din punctul meu de vedere, s-a discutat deja odată posibilitatea unui guvern interimar, atunci când președintele României a desemnat președintele USR, drept premier desemnat și PNL a refuzat. Acum s-a întors situația și, așa cum și președintele USR a spus, noi nu considerăm că este o soluție un guvern interimar, din oricine ar fi făcut el, ar avea componentă. Mulțumesc tare mult! Lucian Viziteu, Radu Oprea, Cristian Bușoi, Loran Turoș, vă mulțumesc pentru opiniile dumneavoastră, pentru răspunsurile dumneavoastră de asemenea. Urmează știrile zilei acum cu Teodora Tompea. Noi ne revedem mâine de la ora 15. Rămâneți cu bine!